spun că în SUA 10-15% au atașament anxios ambivalent. Acest tip de atașament se creează atunci când figura principală de atașament a fost inconsecventă. Fie a răspuns nevoilor bebelușului, fie nu a fost acolo pentru el sau a venit cu frică și anxietate către bebeluș. Datorită neuronilor oglindă, bebelușul a absorbit frica celui care l-a crescut, devenind el însuși anxios și confuz. În cazul situației nefamiliare, acest bebeluș merge la mamă când aceasta se întoarce, dar ar vrea și să exploreze jucăriile, fiind stresat că nu știe ce să facă. Copilul cu acest atașament este acel gen de copil care cere ajutorul și atunci când nu are nevoie de el. Este perceput ca fiind nesigur, deși este capabil. E un copil fără încredere în propriile forțe. Acest copil se transformă într-un adult cu o frică excesivă de a fi respins, criticat sau abandonat, fiind o fire foarte analitică. Îi este foarte greu să fie singur, iar atunci când nu e înconjurat de oameni, nu poate să se bucure de timpul cu el însuși și tinde să o ia personal atunci când cineva nu e de acord cu ceea ce spune. Persoanele cu atașament dezorganizat sunt procentual cele mai puține și din acest procent fac parte și patologiile. Acest stil de atașament apare atunci când figura de atașament, cea care ar fi trebuit să ofere siguranță, a fost sursa terorii. Practic, trunchiul cerebral îi dă comandă bebelușului să fugă de sursa terorii, iar sistemul limbic să caute alinare la figura de atașament, care e practic sursa terorii. Astfel, corpul are două comenzi diferite date de creier și ne aflăm în fața unui paradox biologic. Se ajunge în astfel de situații când are loc neglijarea extremă a copilului, când există violență domestică, atunci când un părinte este alcoolic sau dependent de droguri. Persoana cu atașament dezorganizat nu își poate comunica nevoile, nu poate să-și gestioneze emoțiile, are crize de furie, de plâns, de agresivitate. În situații de stres este greu să-și mențină gândirea logică și poate avea grade patologice de disociere, sentimentul de depersonalizare, blocări de memorie, tulburări de personalitate multiplă. Cu toate că atașamentul nostru ne dictează cea mai mare parte din acțiuni, el poate fi lucrat, antrenat, în cazul în care nu este un atașament sigur. Reacțiile noastre și modalitatea în care percepem relațiile cu ceilalți, dar chiar și cu noi înșine, pot fi ținute sub control, iar patternul de funcționare cu care suntem obișnuiți poate fi modificat în terapie.